Tony Grebl, Emo Iuria în sala de judecat. Dna cere închisoare cu executare pentru fostul judector CCR. Un procuror de la Dna a cerut marci judectorilor de la Înalta Curte de Casație sublinierei justiție condamnarea fostului judector al Curții Constituționale Tony Grebl la închisoare cu executare, pentru sevâr sublinierea infracțiunilor de trafic de influență, efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, constituirea unui grup infracțional organizat sublinierei fals în declarații, informează Ager Press. Procurorul a mai cerut în cazul lui Tony Grebl aplicarea dispozițiilor legale privind concursul de infracțiuni, pedepsele accesorii sublinierei interdicția de a mai ocupa funcții publice pe o anumită perioadă. În plus, reprezentantul DNA a cerut confiscarea de la Tony Grebl a bunurilor obținute nelegal. De asemenea, procurorul de subliniere din a cerut închisoare cu executare sublinierei pentru ceilalți inculpați din dosar, respectiv oamenii de afaceri Ion Bârcin sublinierei Mihai Prundianu, dar sublinierei pentru Grecu Gheorghe sublinierei Victor Dolghi. Procurorul a explicat că Tony Grebl este acuzat de trafic de influență în relația cu omul de afaceri Ion Bârcin, căruia i-a promis că va interveni la funcționarii sublinierei conductorii din companii naționale, printre care sublinierei Laurențiu Ciurel, fost director al complexului energetic Oltenia, pentru ca omul de afaceri să obțin diverse contracte. Din actele de la dosar, rezult ce intervențiile lui Tony Grebl au avut loc fac de Laurențiu Ciurel pentru cumpărare de energie electrică. De asemenea, s-au exercitat acte similare pentru a obține informații de la CNADN prin intermediul lui Narcis Neaga, intervenții la Ministerul Culturii pentru descărcarea arheologică în vederea unor lucrări la autostrada de Deva, Lugoj. Ion Bârcin trimitea un om de încredere la biroul parlamentar al lui Tony Grebl, iar acesta din urmă îl direcționa la directori de companii naționale, a spus procurorul. Reprezentantul DNA a arătat ce omul de afaceri Ion Bârcin a organizat mese festive în comunitățile de rom din județul Gorj, în circumscripția unde Tony Grebl a candidat la Parlament. Procesul continuă cu pledoariile avocaților, după care va urma ultimul cuvânt al inculpaților. Tony Grebl a fost trimis în judecat de DNA în septembrie 2015, pentru sevâr sublinierea infracțiunilor de trafic de influență 3 infracțiuni, din care una în form continuat, efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine sublinierei pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Constituirea unui grup infracțional organizat sublinierei fals în declarații în form continuat 13 acte materiale. În acela sublinierei dosar, mai sunt judecați Ion Bârcin, administrator al mai multor societăți comerciale, Mihai Prundianu, administrator al unei societăți comerciale, Grecu Gheorghe sublinierei Victor Dolghi, cetățean din Republica Moldova. DNA susține ce, în perioada 2010-2015, Tony Grebl, aflat în exercitarea funcțiilor de senator,
2010-2013, sublinierea judecător la Curtea Constituțională 2013-2015, a pretins sublinierea primit de la omul de afaceri Ion Bârcin, cu titlu de foloase necuvenite, folosind ca gratuit serviciul sublinierei asigurarea pentru un autoturism marca BMW seria 5, în echivalent de 56.070 euro. De asemenea, Toni Grebl este acuzat că ar fi primit, folosind ca gratuit a unui post telefonic înregistrat pe o firmă, în cuantum de 24.648 lei, suma de 1.200 lei, materiale electorale pentru campania electorală privind alegerile parlamentare din 2012 pentru lipirea 20.000 de afi sublinierei alte materiale electorale, în cuantum total de 8.973 lei. În schimbul acestora, potrivit procurorilor, Grebl a promis lui Bârcin ce va interveni sublinierea va determina funcționari publici, din cadrul societăților sublinierei companiilor naționale cu capital de stat, ministere, autorități publice centrale sublinierei locale, se îndeplinească sublinierei se urgenteze realizarea unor acte ce intrau în atribuțiile de serviciu ale acestora, astfel încât firmele controlate de Bârcin cu interese în domenii de activitate divers, energie, transport fier vechi, se obțin contracte comerciale sau alt tip de facilități comerciale. Potrivit DNA, în perioada 2008-2012, punctual în legătură cu campaniile electorale din 2008 sublinierei 2012, Grebl a primit foloase electorale necuvenite în cuantum total de 100.000 euro, câte 50.000 de euro per campanie, de la Ion Bârcin. În schimbul promisiunii de a interveni sublinierei determina funcționari publici să urgenteze realizarea unor acte ce intrau în atribuțiile acestora de serviciu în folosul firmelor controlate de Bârcin. Totodată, în perioada 2009-2015, Toni Grebl a pretins sublinierei primit, direct sublinierei indirect, de la Mihai Prundian mai multe foloase necuvenite în cuantum total de 481.276 lei, din care 269 lei reprezentând investiții în curs consemnate în lista activelor unei societăți comerciale, un tractor cu remorc sublinierei marfă aflat în custodie, respectiv contravaloarea a 80 de strucii, materiale de tip tâmplărie PVC sublinierei alte materiale de construcție pentru reabilitarea celădirilor unei ferme din județul Gorj, 128.007 lei, reprezentând cheltuielile salariale pentru sublinierea se angajați în perioada 2011-2015, pe firma Camera de Comerț sublinierei Industrie România, Japonia, care lucrau în realitate la o fermă din Buduhala, telesubliniere tip.
În schimb, Grebltoni a promis că va interveni sublinierei determina funcționari publici din cadrul companiilor sublinierei societăților naționale, respectiv autorități publice centrale sublinierei locale, în folosul firmelor controlate de Prodianu, cu interese în domeniul energiei. Procurorii mai arat că în perioada 2010-2015, Grebl a efectuat activități specifice calităților de asociat, perceperea de dividende, administrator, reprezentarea societății, sublinierei director general, operațiuni financiare ca acte de comerc, încălcând dispozițiile legale privind incompatibilitățile aplicabile judecătorilor de la Curtea Constituțională, sublinierei senatorilor. Începând cu luna august 2014, inculpatul Grebltoni a constituit un grup infracțional organizat împreună cu inculpații Bârcin Ion, sublinierei Dolghi Victor, având drept scop crearea unui mecanism de eludare a obligațiilor față de statul român în activitatea comercială de export produse alimentare către Federația Rusă prin interpunerea Turciei, stat care nu avea impuse sancțiuni economice de export, a sublinierea cum avea Uniunea Europeană din partea Federației Ruse pentru exportul de produse agroalimentare. Acest mecanism avea ca premis folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor de transport sublinierei comerciale falsificate, în sensul ascunderii proveniencei reale a bunurilor, car din Uniunea Europeană, mai spune DNA. DNA precizează ce, în perioada 2008-2015, Toni Grebl a omis să declare în cele 13 declarații de avere faptul ce a dobândit de la Orud, printr-un contract de donație, un teren în suprafac de 10.000 MP, situat în extravilanul comunei Telesubliniere T, județul Gorj.